scoatere la biserică a finilor de către nași se face la opt zile după primirea tainei Sfintei Căsătorii. Unii dintre noi socotim că este o rugăciune de curățire, ca și când, după taina căsătoriei începând ca să fie împreună bărbatul cu femeia, ar fi trăit într-o situație de spurcăciune, de păcat, și că ar trebui ca să facem o rugăciune de dezlegare sau de curățire. Nu este vorba despre așa ceva. Pentru că relația dintre bărbat și femeie, după taina căsătoriei, este o relație binecuvântată de Dumnezeu. Dar este mai mult o rugăciune pentru cele care vor veni. Pentru că îi primim în biserică pe cei care au întemeiat o familie proaspătă. O familie din care avem nădejde că se vor naște copii, dar mai ales din textul rugăciunii de intrare în biserică la 8 zile, se înțelege că dorim să îl mai rugăm odată pe Dumnezeu să dea putere și har și iubire celor doi ca să rămână împreună pentru toată viața. Este și un prilej frumos, după taina căsătoriei, și după petrecerea care se face în cadrul acesta de bucurie din viața omului, pentru că este un eveniment unic în viața omului pe care îl așteaptă tânărul ca să se petreacă cu el, după ce se petrece acest eveniment în care sau în timpul căruia oamenii nu sunt atenți la cele care îi privesc pe ei înșiși sau pe cei de aproape, își cheamă nașii sau nașii și cheamă finii ca să se cunoască mai bine. De asemenea, la acest eveniment participă și părinții Miresei și părinții Mirelui ca să se cunoască mai bine între ei și să se cunoască și cu copiii lor mai bine. Și o să vă spun cum procedez eu în biserica mea. Așa a găsit inima mea de cuvință. Se dau lumânări și se dau lumânări și părinților, și se dau lumânări și nașilor, de către fini. Lumânarea pe care o dă Mirele, întotdeauna o aprind de la o candelă, de la icoana Mântuitorului. Iar lumânarea pe care o dă Mireasa, o aprind întotdeauna de la candela, de la icoana Maicii Domnului. Eu aprind lumânarea, o dau în mână Mirelui și îi spui, te duci la nașul tău. Îi dai lumânarea, îi săruți mâna și îi spui, vă mulțumesc că ați binevoit ca să fiți nașii noștri. Mirese îi, spui, te duci, îi spun, te duci la nașa, îi săruți mâna și îi spui, vă mulțumesc că ați binevoit ca să fiți nașii noștri. După aceea îi trimit pe miri la părinților, băiatul să-i dea tatălui său și tatălui Miresei, iar mireasa mamei sale și mamei Mirelui, lumânarea aprinsă, la opt zile se întâmplă acest lucru, să sărute mâna părinților și să le mulțumească că i-au născut și i-au crescut și că le-au dat sens vieții lor. Este o întâmplare foarte frumoasă, la care eu țin foarte mult și prețuiesc foarte mult pe cei care o împlinesc. În general, lumânările sunt lăsate la Sfânta Biserică ca dar și ei știu, pentru că Părintele le spune, o să trimit lumânările voastre ca să fie prelucrate în ateliere de lumânări mărunte și să facă din ele lumânări care vor arde liturgic în Sfânta Biserică pentru bucuria, împlinirea și mântuirea voastră.